Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Invitata mea a depășit până acum toate obstacolele întâlnite în viață și au fost destule. Este o femeie coaptă, are școala vieții, dar cred că provocarea cea mai mare pentru ea este să aibă răbdare, să găsească echilibrul interior care să-i permită să exceleze. Este riguroasă, este consecventă, are disciplină. Este actriță, dar ar fi putut la fel de bine să continuă ca asistentă medicală la urgență. Este Paula Chirilă, o femeie dintr-o bucată, o actriță formidabilă. Bun venit! Bine te-am găsit, Florentina. Așa te văd eu. Formidabilă. Mulțumesc foarte mult. Eu mă văd altfel în fiecare zi și dacă ne întâlnim mâine, s-ar putea să-ți arăt o altă, să descoperi o altă Paula, puțin modificată de întâmplările zilei, de așa, cum m-am trezit. Abia aștept să văd ceva astăzi, să descoperi ceva astăzi. Paula, pentru noi toți, modelul mamei al tatălui sunt, nu, la îndemână, încă de foarte devreme. Da. Ai fi putut îmbrățișa modelul tatălui, ai fi putut cădea în patimă, dar nu s-a întâmplat asta, ai luptat împotriva acestui model. Cum ai făcut asta? Mi-am ales un model mai bun. Mama. Mama mea e o femeie foarte puternică și în ciuda tuturor lucrurilor care i s-au întâmplat în viață și mă refer la cele neplăcute, mama a reușit întotdeauna să treacă peste ele, să-și găsească puterea, nici să nu ne lase pe noi să vedem suferința și să avem și o copilărie frumoasă și să privim viața cumva diferit, nu ca o piedică sau ca o luptă, ci ca ceva extrem de firesc. Și necazurile la fel. Să le privim ca ceva extrem de firesc și ușor de depășit. Ca părinți avem tendința de a controla, da? Deci de la cine simțeai mai mult controlul ăsta? De la mama sau tata voia să te controleze? Tata voia să-și impună voința? Nu, tata în perioadele lui bune era un om extrem de blajin. De-aia pentru mine șocul când s-a produs modificarea lui, pentru că el s-a schimbat în timp, șocul a fost foarte mare și nu l-a mai recunoscut și nu l-a mai acceptat o perioadă până aproape de finalul vieții lui. Tata era un om, adică preferam decât să stau să-mi țină tata morală vreo oră, să discute cu mine o oră, două, trei, pe marginea greșelilor făcute în concepția lui. Preferam mama să-mi zică vreo două, să-mi dea o palmă la fund și să mă duc să mă joc cu copiii. Da, dar mai târziu când s-a creat modificarea asta a lui, de ce crezi că s-a întâmplat asta? De ce tata s-a apucat de băutură? Ai vrut să afli? Ai vorbit vreodată cu el ochi în ochi așa? Sau ai putut să-l găsești în momente de luciditate mai accentuate? Nu știu, să faci apel la conștiința lui de tată. Ai vrut să faci asta mai târziu, în adolescență sau în studenție sau mai târziu? Am vrut să fac asta. Foarte mulți ani mi-am reproșat că n-am fost mai puternică în relația cu el. Mai puternică în ce sens? El devenise extrem de fragil. Lua decizii proaste din punctul meu de vedere, decizii care i-au grăbit sfârșitul. Și pe voi, nu? Ca copii, ca familie. E clar că ne-a influențat, pe mine una m-a influențat foarte mult și copilăria mea amintesc și cu perioade foarte frumoase, zone extrem de luminoase, dar și cu zone extrem de umbrite pe care le-am îngropat. Pentru că mi-am dorit să nu urmez pattern-ul ăsta, știi? Modelul pattern. Am încercat să vorbesc cu el și când ajunsese undeva pe marginea prăpastiei, m-a sunat într-o zi. Bun, acum, bref, pentru telespectatori, tata se apucase de patima alcoolului. Și asta căzusem în patima alcoolului. Și e un drum, la un moment dat, dacă scapi din frâu, povestea asta e un drum fără întoarcere. Și ajunsese pe o pantă extrem de periculoasă. Și m-a sunat într-o zi, m-a rugat să-i dau niște bani. I-aș fi dat, evident. Câți că ani aveai tu atunci când s-a întâmplat Eram asta? Destul de mare. Munceai? Munceai ca asistentă medicală? Munceam deja, cred că intrasem deja în televiziune. Așa. Știa lucrul ăsta, știa că aveam fondurile necesare să o fac. Nu eram în relații foarte bune și am spus, tata, da, dar numai bine, vrei să te duc eu la o clinică? Uite, am aflat că eu deja mă interesasem. Eu întotdeauna sunt cu un pas înaintea mea. Eu am planul B, planul C, planul D. Nu mă prinzi nedescoperită.
rare ori. Și atunci mă redresez. Sau îmi iau o pauză și stau și mă gândesc. Și atunci am spus, uite, am găsit o clinică, e foarte aproape de Iași, unde te poți trata, poți să redevii tu, să-ți fie bine. Nu știu, lasă-mă să mă gândesc puțin. Și a doua zi m-a sunat și mi-a spus, nu, prefer să îmi dai banii. Și atunci am spus niște lucruri, am spus, printre altele, tata, dacă nu faci lucrul ăsta, de-aia eu uneori prefer să nu mai spun lucruri, pentru că am senzația că dacă le spun, se și îndeplinesc. Tata, dacă nu faci lucrul ăsta, o să mori. Aia am văzut eu atunci. În momentul ăla am avut pur și simplu niște viziuni. Vorbeam cu el la telefon și îl și vedeam... Și ce ai făcut? Dispărut. I-ai dat banii? Nu. Și de atunci n-ați mai vorbit? Ba da, am mai vorbit. Nu i-am dat banii, nu s-a acceptat. S-a supărat, adică... Nu s-a supărat. Eu știam că eu dacă îi dau bani, el o să-i bea. Clar. Adică eu nu puteam să contribui la degradarea lui. Da. Nu voiam să am asta pe suflet. I-ai spus mamei, nu? Că nu. Uite, m-a sunat tata și uite nu, ce nu, mi-a nu, ai mei erau divorțați atunci. Eram singura cu care comunica. Că întotdeauna... Eu sunt un om iertător. Iert foarte mult. Pentru că nu pot să duc povara asta a unei supărări, a unei... Iert. Nu înseamnă că te și frecventez în continuare. Da, da. De iertat, te-am iertat. Nu te car cu mine dacă ne-am supărat sau dacă mi-ai greșit cu ceva. Nu, nu, nu. M-am curățat de tine și merg mai departe. Pentru că altfel nu pot să am o viață echilibrată. Și am înțeles că ăsta e drumul lui și n-am putut să fac mai mult. Adică știam clar că îi mai dădusem bani, adică știam care e drumul. Știam că asta va fi. Și m-am mai văzut cu el ultima oară. Eram într-un concediu și mă dusesem la ea și am primit un telefon de la țară, de la bunica din sat, de acolo unde tata se retrăsese după divorțul alor mei. Și mi-a spus că vezi că l-au luat pe taicătul cu salvarea, nu știu unde e. Eu mă pregăteam să plec la Cluj, eram cu soțul meu, fostul meu soț atunci. Și l-am căutat toată noaptea prin spitale, peste tot, pe la toate camerele de gardă și l-am găsit pe o brancardă, pe un hol de spital, în agonie. Evident că am făcut tot ce se putea face posibil, l-am dus la un alt spital, l-am internat acolo și a revenit. La un moment dat a fost singura pe care a recunoscut-o. Țin minte că mi-a spus, nu mai știu cine, un cadru medical de acolo, medic să fi fost, mai știu. Lasă, doamnă, că ăștia rezistă. Ăștia? Ăștia? Deci nu vrei să știi în ce stare m-a adus expresia asta. Și mi-a spus, e bine acum, o să fie ok, puteți să stați liniștită. Eu trebuia să plec, aveam tot felul de lucruri. Mi-a spus, este echilibrat, este stabil, nu vă mai face nicio problemă. Că îi cumpărasem de toate și medicamente și tot, ca în spitalele din România. Da. Am lucrat în sistem, știu cum e. Nu m-a mai surprins nimic. Și după ce am plecat, a doua zi m-a sunat mama, întoarce-te că taică-tu a murit. Mi-am reproșat foarte mulți ani că am plecat. Dar mi-am dat seama, la fel ca atunci când nu i-am mai dat bani, când n-am mai fost sursa lui de degradare, că nu aveam ce face, nu puteam influența în niciun fel destinul lui. A fost suma alegerilor lui și în momentul ăla am cumva și aia a fost o lecție pentru mine. Să am grijă ce fac, în timp ce alegeri fac, asta nu înseamnă că fac întotdeauna alegeri bune. Am trăit multe lucruri în viața asta și încă mai am de învățat lecții și în continuare îmi permit în viața asta, pentru că doar despre asta știu, să greșesc. Crezi că cumva duci, pentru că ești fata lui, și ceva din umbra lui, că porți cu tine, e adevărat, avem genele lor, ale părinților noștri, luptăm câteodată împotriva lor, dar ducem informație și în gene, dar și în suflet, și în subconștient, dar și în conștient. Așa acum. E.
Ce crezi? Lupți câteodată cu asta? Ai sentimentul ăsta că trebuie să te lupți cu ceva? Ceva ce vine din trecut? Categoric. Tata era o persoană extrem de ludică și veselă. Un om petrecăreț, se întâmplau niște petreceri, niște ciolpanuri la noi în casă. Era un om extrem de vesel, care vedea viața. Moldovean jet by jet. După care s-a schimbat și el a devenit un om extrem de trist și posac și ce crezi de foarte multe ori abuzator. Amărăciunea asta? Ce l-a amărât în halul ăsta încât s-a autodistrus? A fost pe un program de autodistrugere? Cred că depresia și apoi slăbiciunea. A devenit extrem de vulnerabil. N-a mai luptat nicio secundă cu el și cu ceea ce îi se întâmpla. A ajuns șomer, dar cine n-a ajuns șomer pe lumea asta? Dacă toți șomerii... După 90 a fost o perioadă teribilă. Ar fi murit în depresie și înnecați în alcool, da. Unde am fi fost acum? Și am luptat, tot timpul am luptat cu slăbiciunile mele. Și mi-am dorit să nu ajung niciodată în punctul ăla în care slăbiciunea să mă domine pe mine. Să fiu mai puternică decât ele și mai puternică eu decât cea de ieri, care a fost vulnerabilă și fragilă. Asta nu înseamnă că nu declar vulnerabilitatea, că nu recunosc, că greșesc, că nu le știu pe toate. Puterea vine din vulnerabilitate. Asta da. Știu și am învățat. Exact. Dar, Paula, ai văzut că și mama s-a luptat. Mama a fost iubirea vieții lui. Mama i-a fost parteneră. Indiferent cât ne-am uitat la părinții noștri și am vedea că nu s-au înțeles, că nu se înțeleg, că nu funcționează lucrurile, că poate sunt toxici unii pentru ceilalți. Da. Au plecat dintr-o iubire, nu? De la lingură și furculiță, așa cum plecau cam toți părinții, nu? Au plecat toți părinții generației noastre. Exact, însă, într-adevăr, au avut o căsnicie frumoasă până când n-am mai fost. Și asta pentru mine a fost o lecție de viață. Nu m-a învățat să fug de relații de lungă durată sau de căsnicie. Dimpotrivă, dar m-a învățat un lucru. Că dacă nu mi-e bine într-un loc și simt că nu mai pot repara, așa, să nu stau. Pentru că nu mi se mai oferă încă o viață. Eu nu știu pe nimeni să se fi întors de pe lumea cealaltă să zică, uite, am fost pe lumea cealaltă, am trăit o viață, uite, pe a doua, hai că e fain și aici. Nu, e o viață. Și cât mai am de trăit, vreau să mă simt bine, să fiu fericită, să mă bucur, să mă joc. Spunea mama asta? Nu. Nu. Mamei, nu a fost așa educată, nu a reușit să gândească așa. În vremurile alea nu gândea nimeni așa. În vremurile alea nu gândea nimeni așa. Era un stigmat dacă divorțai. Până când deja eu devenisem matură, eram mare și s-au întâmplat niște lucruri la noi în familie, niște scene foarte urâte și eu n-am mai rezistat și am spus, mami, cât costă un divorț? Îți dau eu bani, te rog. Avem frumos aici o fotografie cu mama. Aceiași ochi verzi, nu? De la mama la fică, la nepoată. Mama are mai albaștri, fratele meu seamănă la ochi cu mama mea. Fratele meu este bucățică tăiată. Așa? Eu semăn foarte mult spre partea tatei. Deci mama a spus, e timpul, e momentul. Da, i-a ajuns cuțitul la ochi, la os, pardon, și a zis, mamă, dar am stat pentru voi. Asta era educația pe care o primise și nu o judec. Dar încă femeile gândesc așa, am stat sunt și stau multe pentru copii. Da. Pentru ei rămân exact în căsnicia asta. Da, dar dacă o mamă e nefericită, nici copilul nu poate fi fericit. Au influențat lucrurile astea, nu? Cu siguranță. Pe tine ca fată, ca femeie mai târziu. Cu siguranță și văd acum că dacă eu nu sunt bine, nici cei din jurul meu nu sunt, nici Carla nu e bine, nici mama nu e bine. Eu mă mai ascund, nu le arăt din neliniștile mele, că nu trebuie să implici un copil care nu înțelege în problemele tale de absolut adult. Copilăria e o zonă care trebuie protejată și ajutată să fie așa cum trebuie. Așa gândim noi acum și avem posibilitatea asta, avem forța asta cumva. Superbă, fata ta. Da. Dar pe atunci, copiii, nu? Erau mai expuși la toate neînțelegerile, la tot ceea ce se întâmpla rău într-o familie. Te-a așa bătut tata? Tata nu m-a bătut decât o singură dată în viața asta. Mi-a dat o palmă atât de grea. A venit de la o întâmplare, l-am
pe el a dezechilibrat foarte tare întâmplarea respectivă în care eu l-am pierdut pe fratele meu. Dar cum s-a întâmplat asta? Păi s-a întâmplat că ne-a lăsat să ieșim afară. Pe vremea era o altă libertate. Eu sunt generația cu cheia de gât. Din clasa întâi veneam singură de la școală, acasă. Da. Acum nu mai îndrăznesc să fac lucrul ăsta cu copilul meu. Dar pe atunci nu exista nicio problemă. Și erați amândoi cu cheia de gât? Și ne-a lăsat să ieșim afară. Mi-a zis să ai grijă de el. Eu aveam 8 ani. Pe atunci mi se părea că sunt mare. Da, da, da. M-am luat cu joaca. Fratele meu avea 3 ani. Da. Și m-am luat cu joaca cu copiii, așa cum fac toți copiii, pentru că universul lor la momentul respectiv este joaca. Și fratele meu a plecat, nu știu, a plecat de lângă mine, căutând înghețată, nu știu. Cert este că atunci când am intrat în casă, m-am întrebat, dar unde este Daniel? În gândul meu m-am întrebat, dar cine e Daniel? Ah, frate, nu știu. Și în momentul ăla am simțit că mă răcesc, că mi-am dat seama că e ceva neregulă. Și atunci tata mi-a dat o palmă de am căzut jos. Am căzut pur și simplu din picioare. Mi s-a părut extrem de nedrept. Și încă mi se pare extrem de nedrept. Nu știu dacă am putut să trec peste lucrul ăsta. N-am putut. Și de aia, de cele mai multe ori când Carla greșește, Carla, fetița mea, judec raportându-mă la momentul acela. Și unde era Daniel? Daniel s-a pierdut și a fost găsit de o persoană, târziu, când deja se întunecase, și a fost dus la poliție și părinții mei l-au găsit noaptea, wow, la miezul nopții, la un centru de primire minori. Doamne, cred că ce a fost la voi acasă în orele alea... Nenorocire, da, a fost o dramă pentru părinții mei. Mai târziu, pentru că tu ești o femeie pasională, da? Da. Nu știu dacă îți reprimi sentimentele sau le spui mai târziu tot focul ăsta, tot ce ai adunat, tot baloastul, toate resentimentele, nu? Pentru că noi toți adunăm. I-ai spus tatălui, ai reușit? Adică nu avem voie să facem asta. Nu suntem educați să facem asta, să ne tragem la răspundere părinții. Dar tu cum ai făcut? Ai trecut prin asta? Am trecut prin asta. După ce tata a început să se schimbe și să bea foarte mult, se întâmplau niște scene foarte urâte în casă, agresiuni verbale, era ceva absolut sinistru, scandaluri. Și de cele mai multe ori se termina cu mine plângând în cameră. Asta s-a întâmplat ani la rând, când eu nu făceam decât să plâng aproape în fiecare zi. Dar ce îți reproșa? Ce voia de la tine? Erai premiantă, ai terminat oricum șefă de promoție, da, ai intrat prima, ai ieșit prima la facultate, așa am aflat. Da, da, șefă de promoție la teatru la Iași. Da, da. Vorbesc de perioada până în 18 ani. Mai devreme. Vorbesc mai devreme, da. Când ai mei erau foarte, dădeau o educație foarte strictă, nu ieșeam, nu veneam târziu, la ora 8 cel târziu eram în casă, na, fată fiind, dai seama. Și... an la rând, când se întâmpla lucrul ăsta, treptat am început să găsesc un colac de salvare. Și îmi spuneam că eu nu o să pot trăi toată viața lucrurile astea. De fugit n-am unde să fug, n-am unde să mă duc. Că auzeam de copii care au fugit de acasă și spuneam, bun, și ce fac dacă fug? Unde mă duc? Ce se alege de mine? Eram și conștientă cumva că decid viitorul. Da. Și mi-am spus așa, bun, lucrurile se întâmplă în felul ăsta acum. Nu am ce să fac. Dar când voi avea 18 ani, voi fi majoră și atunci îmi voi lua viața în propriile mâini și îi voi spune tot ce am pe suflet. Și fix așa s-a întâmplat. Chiar mi-am reamintit de curând povestea asta, n-am să o uit niciodată, pentru că este definitorie. Dacă n-aș fi făcut lucrul ăla, probabil asta m-ar fi costat ani de terapie. Terapia am făcut-o eu, neștiind ce fac. Da. Și țin minte că mă invitase un băiat în oraș, trebuia să ies la ora 4 să ne vedem, eram foarte încântată, mică domnișorică, 18 ani, îi cerusem voie mamei, mama, îmi dai voie să ies? M-a lăsat, așa, știi, lucrurile se întâmplau cumva, așteptam ca mama să discute, să pună o vorbă bună la tata, să-l prindă într-o pasă bună. Și când să ies pe ușă, tata, care era evident înnecat în aburii alcoolului, mi-a aruncat niște vorbe foarte urâte și m-a întrebat, dar unde pleci tu? Unde crezi tu că pleci la ora asta? Plus un limbaj care nu poate fi reprodus.
eram cu mâna pe clanță. Și mi-am adus aminte, deci, ca în filme, când vezi, da. Rememorezi tot ce ai trăit, totul a fost în câteva secunde, zup! Și am spus, dacă nu o fac acum, nu o să o pot face niciodată. Pentru că o să creez un precedent care deja era creat. O să urmez același comportament, o să fiu redusă la tăcere. Zic, nu, dacă nu creez eu acel precedent, nimic nu o să se schimbe. Și m-am întors către el și i-am spus tot ce gândeam. I-am spus tot nu ce gândeam. Nu se aștepta. Evident că nu se aștepta. Zic, l-a lovit. L-a lovit în moarele capete. Nu a spus nimic. Și ai plecat. L-am făcut să-i fie rușine. Și ai plecat de acasă, nu? Evident ai că am plecat, da. N-ai rămas. Mama simțeai că vă lua apărarea, că vă ținea partea, evident. Se implica. Da, da, da. Suferea mama odată cu tine, mergea, tu spuneai că se întâmpla des să plângi, cam seară de seară. Da. Venea mama da. La tine. Să te ia în brațe, să plângeți împreună. Nici nu știu ce să spun. Nu, că mai avea luptele ei de dus. Luptele ei de dus, teribil. Nu, nu, nu. N-avea. Cum te-ai extras? În camera mea. Cum te-ai extras din asta, Paula? Cum ai reușit? Pentru că mulți știu în interviurile tale te-au întrebat de ce ai plecat tocmai la Oradea? Da. De aia am plecat. Este o explicație, da. E justificarea ta. De aceea am plecat. Era singura de la Iași posibilitate. La Oradea. Era singura posibilitate să mă rup de acolo. La facultate am dat pe ascuns. Da. Ai mei n-au știut. Ți-a fost frică, ai stat cu inima cât un purice. Dacă află tata, ce o să se întâmple cu mine? Dacă mă dă afară din casă, putea să se întâmple evident, și asta, nu? Evident că mi-a fost frică, dar deja am câștigasem independența financiară, lucram deja în spital. Oricum și povestea cu datul la facultate la teatru a fost da. Absolut e ceva de telenovelă. Dar de ce n-ai vrut să rămâi pe zona asta medicală, să dai la poate la medicină, la farmacie, nu știu, o aveai pe mama care te învățase foarte multe lucruri și tu ai învățat foarte multe lucruri lucrând la urgență, la spitalul de urgență în da, Iași. Da, da. Aveai 18 ani, te-ai angajat direct după ce ai terminat liceul sanitar. Exact, da, da, da. M-am angajat direct și nu am vrut să rămân acolo din mai multe motive. M-am trezit în mijlocul suferinței. Totul părea că am cam realizat totul în viață. Ăla era targetul da, meu până atunci. Da, da, înțeleg. Și eram la spital, în gardă, noaptea, făceam tratamente, așa, mă întâmpinam oameni care aveau, erau în suferință, oameni pe marginea prăpastiei și spuneam, ok, bun, și gata, adică asta e viața, asta e tot? Asta da, e tot. Da, da. Adică de acum înainte, asta e viața asta mea? Asta o să fac. Aoleu, dar e plictisitor, nu pot să fac asta toată viața, că nu cred că îmi place. În primul rând că ești înconjurat de suferință și să o duci acasă, adică la modul la care îți mor oameni în brațe și e greu să te duci cu asta și să te odihnești. Erați colege? Tu cu mama? Sau mama lucra ca asistentă medicală în altă parte? Mama lucra la psihiatrie și eu lucram la urgențe medicale. Ce greu, cumplit de greu. Mama cred că de aia e atât de puternică că a văzut foarte mulți țicniți la viața ei. Și de acolo i-a venit și puterea asta de a nu-și pierde mințile după atâtea greutăți, că prin câte a trecut mama, nu avem timp. Ne trebuie câteva luni de emisie ca să povestesc. Dar pentru că a văzut ce înseamnă să fii de partea cealaltă da. Și a văzut cum e și a dat seama că trebuie să fie tare. Și de acolo am învățat modelul ăsta. Puternic și stoic. Puternic și stoic. Da, și cu mai puțină răbdare, Paula? Ești mai nerăbdătoare de obicei? Da. Mai nerăbdătoare decât mama? Decât a putut să îndure categoric. Mama? Categoric. Răbdarea e o virtute. Da, câteodată... Mi-am mai educat-o puțin. Înainte eram mai nervoasă și doream aici, acum. Uh-huh. Nu înseamnă că nu-mi doresc și acum, dar cumva am început să mă educ și să dau timp timpului. Știi? Paula, cât ai fost asistentă medicală, te-ai îndrăgostit doar vreun doctor? Hai că s-a întâmplat. Imposibil. Era ei o puștoaie că avea 18-19 ani. Aveam un doctor care era foarte simpatic. Nu era modelul meu de bărbat, însă era... M-am îndrăgostit... Mi-a plăcut foarte mult de un alt medic. Cred că era pe la ortopedie undeva. Îl văzusem, era foarte frumos. Dar medicul ăsta de la noi din clinică era un om foarte vesel. Și chiar dacă l-am văzut în situații critice și atunci reușea să-și păstreze
cumva, nu neapărat bună dispoziție, cât spiritul ăla și să fie pe fază și să nu-l văd că e nervos și copleșit. E copleșit. Și ai făcut o pasiune pentru el? Nu făcusem o pasiune. Cum, pentru niciun doctor? Nu. Câtă vreme ai stat în spital? Ai fost în spital? Nu. Atât de tânără, frumoasă, erai tot blondă? Nu eram blondă, eram brunetă. Așa. De atunci. Eram brunetă, am fost și roșcată, am avut foarte multe culori de deci păr. Deci nu s-a întâmplat. Dar figura paternă, care ți-a lipsit într-o perioadă extrem de vulnerabilă, da? În adolescență, în copilărie, ai căutat-o în cineva la un moment dat? Te-ai fixat asupra unui bărbat. Da. S-a întâmplat asta. Evident, da. Că atunci de ce nu am făcut nicio pasiune pentru un medic? Pentru că eu deja eram într-o relație. Câte de vreme ai intrat în relația asta? La 20 de ani. El era mai mare decât mine. Cu câți ani? Cu 25 de ani. Cu 25 de ani? Da. Am întâlnit un bărbat de vârsta mea, acum. Care era și este un om extraordinar. Am avut o relație de 10 ani. A fost ceva... Până la 30 de ani ați fost împreună, 30 de ani ai tăi. Da, 30 de ani ai mei, da. Și căruia îi datorez foarte multe. Îi datorez omul care sunt, îi datorez mare parte din echilibrul pe care cumva l-am văzut și am început să mi-l câștig. Foarte multe lucruri îi datorez. Și un soi de viziune optică asupra vieții și asupra întâmplărilor. Ai avut curaj. Nu, pe undeva să intri într-o relație cu un bărbat sau poate că sau dorința asta, figura paternă, cred nu? Cred că asta am căutat. Protecție, grijă. Da, era extrem de protectiv. Eu nu știu ce înseamnă gelozia, pentru că nu... El n-a fost niciodată gelos? Nu, și nici eu în relația cu el, pentru că nu se punea problema. Era un om matur, care nu... se juca, nu avea joculețe de astea de cuplu penibile, pe care le văd, le descoper la cei mai tineri. Nu l-ai vrut de bărbat, nu ai vrut să fii soția lui. Ba da. Ai vrut? Da. Evident. Nu s-a întâmplat. Numai că nu s-a materializat, e o altă poveste, ne-ar trebui foarte mult timp. El a vrut asta, să fii soția? Amândoi am vrut. Te-a cerut în căsătorie? Nu neapărat, nu direct. Asta cu indirectul, cu sugeratul, sau că a fost sugestiv. Poate asta i-am reproșat și cred că asta l-a costat. Asta l-a costat. Dar niciodată nu e prea târziu, deși pentru el atunci a fost, înțeleg, cam târziu, pentru că tu ai plecat. Pentru că n-a făcut-o în 10 ani de zile, Paula. E foarte lungă povestea și sunt niște lucruri pe care le țin, sunt ale noastre, sunt ale mele. Și nu le pot dezvălui tuturor. Ce ai învățat din ăștia 10 ani? Ai ajuns de la 20 la 30 la o femeie matură, nu? La maturitate, odată cu el. Nu? În relația asta te-ai maturizat. Da, cu el m-am maturizat foarte mult, foarte mult. Eram o lăbădăioasă, eram... A fost primul tău bărbat? Da. A fost o foarte mare iubire, foarte mare iubire. Extrem de mare, e un om la care țin în continuare, adică pe bărbații pe care i-am iubit, nu i-am iubit cu adevărat și nu îi neiubesc în continuare. Da, nu i-ai dat deoparte. Nu i-am dat, nu. Sunt acolo și țin foarte mult la ei. Nu știu dacă s-ar mai putea întâmpla o regăsire, pentru că suntem persoane diferite deja. Dar mai crezi într-o astfel de iubire? Da. El m-a făcut să cred lucrul ăsta și acum, matură, fiind mult mai matură decât atunci, că deși la 30 de ani nu eram destul de coaptă la minte, nici acum să ne liniștim. Dar acum îmi dau seama de niște lucruri pe care le-a făcut și ce influență bună a avut asupra mea și cât de frumos vedea el viața și toate greutățile prin care a trecut, pentru că eu atunci l-am prins într-o perioadă foarte proastă și n-am simțit nicio secundă. Ai suferit din cauza gurii, lumii, ca să zic așa? Ai fost consumată de idei preconcepute? Nu. Niciodată? Niciodată. Absolut. Că lumea niciodată. Vorbea, lumea comenta, lumea bârfește. Păi ce să facă lumea? Iar tu, o fată de 20 de ani alături de un bărbat, cu 25 de ani mai în vârstă,
Mamă, ce mai era la gura lumii. Da, da, da. Nu m-a interesat nicio secundă. Nu știu de ce. Nu m-a învățat nimeni. Mama ce-ți spunea? Referitor la relația asta, la alegerea pe care tu ai făcut-o atunci. Trebuia să plecăm o dată la munte. Eram la începutul relației și el m-a invitat să mergem la munte la niște prieteni. Și am spus mamei că vreau să plec și că o să plec. Și mama m-a întrebat așa, dar în ce calitate mergi tu cu el? Cumva temătoare de gura lumii. Și spun în calitate de iubita lui. Păi, cum așa? Păi uite așa. Cumva nu am lăsat-o și n-am lăsat niciodată, din momentul în care am pus mâna pe clanță, aia a fost ușa către noua mea viață. Din momentul acela, nimeni nu a mai luat decizii pentru mine. Nimeni niciodată. A putut să-mi dea sfaturi. Da. Am ascultat o părere. Dar decizii? Nici o secundă. A fost supărată mama pe tine? Da. Au fost perioade în care n-a vrut să-ți vorbească. Nu. Îmi vorbea în continuare, dar după ani și ani, după ce n-am mai fost împreună, mi-a spus că am fost supărată pe tine, că așa și așa și așa și pe dincolo. Dar nu am lăsat-o și nici în căsnicie și nici în niciun aspect al vieții mele nu am lăsat pe nimeni să comenteze, să-mi spună, știi ce cred eu despre asta? Nu mă interesează. Corect. Deși sunt, se găsesc. Da. De multe ori, unii absolut. Și alții care părerologi, să-și dea absolut. Cu părerea. Da, nici în familie. Paula, ai simțit vreodată, la un anumit moment în viața ta, că ceva te duce către risipire, că te risipești, că te irosești? Sunt multe femei în România care spun că ani buni din viață și-au irosit, pentru că n-au avut mintea, pentru că n-au avut posibilitățile, pentru că n-au știut să aleagă. Da. Da, am simțit cel puțin odată și am, cu toate astea, știam sfârșitul. Când ai simțit asta, că uite, te irosești? Am simțit că bat pasul pe loc. Așa. Și că lucrurile vor ajunge într-un final, la final, în căsnicia mea, la un moment dat. 12 ani de căsnicie. 12 ani, da. Și mi-am dat seama că nu mai sunt așa cum trebuie și că nici n-o să, indiferent ce aș face, nu o să pot repara ce s-a stricat și că dacă mai rămân mult în povestea asta, o să pierd timp prețios. Deja pierdusem. Dar am făcut această concesie, am încercat să repar și am dat acest timp cu orice risc. Au fost niște ani în care am încercat să repar. Deși nu mai eram o tinerică, nu mai aveam 20 de ani în care să-mi permit să mă lăfăi într-o decizie, în luarea unei decizii. Acum iau decizii mult mai repede. Așa. Dar câți asta ani, nu era o decizie ușoară. Câți ani ai stat acolo, în acea căsnicie, și te-ai gândit cum să faci, să meargă, să plec, să rămân? Cum să procedezi? Vreo 2-3 ani. Vreo 2-3 ani. Te-ai și sfătuit cu cineva? Sau? Nu m-am sfătuit apropo cu nimeni. Apropo de faptul că părerile... Nu m-am sfătuit vin cu nimeni. Și fără să le ceri. Exact. Oricum veneau. Oricum veneau de la prieteni, erau sfaturi date cu drag, dar știam că e o decizie care privește viața mea și că doar eu pot să judec, că eu știu toate aspectele unei povești, că oricât de bun prieten ți-ar fi cineva, nu știe chiar totul, nu respiră, nu doarme, nu mănâncă, nu se bucură, nu se întristează alături de omul de lângă tine. Așa că nu poate să știe tot. Și de-aia a durat mult până am cumpănit și ai hotărât, am hotărât. Și ai decis. Da, da. Un adevăr știut doar de tine, Paula. Spune-mi, dacă te consumă neîmplinirea asta sentimentală? Rare ori. Rare ori, pentru că îmi găsesc atât de multe motive să fiu fericită, încât eu sunt un om împlinit.
Sunt un om împlinit, sunt un om congruent, dacă vrei, adică ce gândesc, aia fac. Și asta mi-a adus foarte mult echilibru în viață. Mă bucur dacă sunt cu cineva, dar nu mă întristez dacă sunt singură. Eu mă simt foarte bine singură, extrem de bine. Mă simt foarte bine și cu prieteni, mă simt foarte bine și singură la mine în casă. N-am nicio problemă, uneori chiar caut solitudinea. De-aia, de cele mai multe ori, când căutăm o relație, de fapt căutăm validare, căutăm echilibru. Eu pe toate astea le am. Da. Eu mă validez și mă invalidez singură. Mă uit în oglindă tot dimineața, spun, pa, ce mișto ești, ce frumușică, ce drăguță. Alte ori, aoleo, nu ieși din casă, că nu e bine. Nu e bine, fă ceva. Paula, încă un adevăr știut doar de tine. Da. Spune-mi, ți-ai făcut cont pe vreun site de matrimoniale? Da, mi-am făcut-o, da. Nu am făcut eu, mi-a făcut o prietenă. Așa. Și m-a amuzat, dar din amuzament, m-a amuzat foarte tare. Și chiar am avut o relație foarte frumoasă cu un bărbat. Cunoscut pe site-ul acela? Da. Păi asta voiam să te întreb. Da. Deci? Da, nu era cetățean român, am avut o relație foarte frumoasă. După care am ieșit, adică nu, n-a fost. A fost, ne-am întâlnit. N-a durat, de ce? N-a durat, erați prea... A durat, dar fiind la distanță... Ochii care nu se văd. Da. Am dat seama că nu e... Ți-a rămas contul? Nu, deschis? Nu. L-am închis imediat, nu, dar a fost de amuzament. A fost, da, chiar de amuzament, am distrat foarte tare. Crezi că se pot întâmpla relații, iată, solide la un moment dat, care, nu știu, că se ajunge și la căsnicie, la căsătorie? Da. Între oameni care se cunosc pe tot felul de site-uri de-astea de matrimoniale. Cu siguranță. Nu știi niciodată de unde sare iepurile. Îți poți întâlni iubirea vieții sau persoana de care ai nevoie în momentul ăla care îți aducă, nu neapărat împlinirea, să îți aducă fericire și lumină în ziua respectivă sau în viață, poți întâlni și la rând la pâine. Da. Dacă mai există cozi. Paula, cum ai făcut să treci din nou peste gura lumii după ce ai avut acea relație cu un băiat mai tânăr cu 12 ani decât tine? Cred că 12, nu mai știu. 12, 15. Cum ai făcut? Cum, mai ales că ești actriță, ești o persoană cunoscută, celebră în România, nu ți-a păsat? Nu? Absolut deloc. Nu. Eu sunt un om asumat. Mi-am câștigat dreptul, mi-am dat seama că în viața asta ai o singură șansă. Șansa ta este să fii fericit și să-ți dai voie să greșești. Și de unde mi-a venit lucrul ăsta? Că mi-a venit destul de târziu. Ni s-a spus la un moment dat în facultate, în anul întâi, aveți curajul să greșiți. Da. Mi-am dat seama că asta este formula magică pentru mine. Am prins curajul de a greși. Mă duc în lucruri până la capăt. Le fac asta cu tot pentru sufletul. Că ai primit atunci sfatul sau pentru că experiența, vârsta, viața pe care ai avut-o îți dă putința asta? Îți dă posibilitatea de a trăi viața pe care o trăiești, pe care vrei tu să o duci? A venit pe parcurs și mă întrebam de fapt ce caut eu, de unde vine toată dorința asta mea de a face lucruri, de a mă arunca cu capul înainte în tot felul de lucruri. Da. Și într-o relație, poate cu un om nepotrivit, și într-un proiect care nu e tocmai frumos sau într-o mocirlă de asta. Și mi-am dat seama că dacă nu le fac, nu o să știu niciodată cum e. Și voi regreta toată viața că am mers safe, foarte sigur, la minima rezistență, am mers pe vârfuri toată viața cu frică, nu mai am nicio frică. În afară de boală, de moarte, de suferință, alte frici nu am. Un alt și adevăr. De voiajini. Serios? Da. Un alt adevăr știu doar de tine. Da. O prietenă de-a ta, vreo cunoștință, a făcut video chat? Nu știu pe nimeni. Nu. Nu s-a întâmplat? Nu. Sau nu știi tu? Nu știu. Da, ai curajul să afli ce spune cineva despre tine? Da. Un adevăr știut doar de acel cineva despre tine? Da, chiar sunt curioasă. Ți-a făcut o surpriză. Da. Este vorba de regizorul filmului în care tu ai debutat. Maestrul Cărmăzan. Vai, nu cred! Wow. Ne uităm să vedem ce spune maestrul despre Paula Chirilă. Maestre, vă rog!
La mulți ani, Florentina, la mulți ani emisiunii tale, sunt un fan declarat al emisiunii tale. Despre Paula Chirilă, invitata ta, pot să spun că este o mare profesionistă, este un om delicat, deosebit. E o fată care trăiește pentru meserie, de fapt are mai multe coordonate. Coordonata fetiței, coordonata scenei, coordonata aparatului de filmat. E gata și pregătită oricând și în orice moment să intre în povestea asta. Cred că trece prin viață având cele trei coordonate și din punctul ăsta de vedere e o adevărată profesionistă. Noi am lucrat, a avut un rol principal în filmul Margo și pot să spun că m-am împrietenit după film cu ea pentru că este un om dedicat meseriei, un om care își iubește foarte tare meseria și cu care se poate lucra foarte ușor pentru că e dedicată, de fapt, trăiește, cum am spus mai înainte, pentru meseria de actor. Din punctul meu de vedere, este o actriță excepțională și cred că merită să stai de vorbă cu ea și să afli cât mai multe. Frumos. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, m-am emoționat. Eram fanul tău încă de pe când erai la canalul de știri. Da, acolo am debutat. Acolo te-am cunoscut, acolo te-am văzut și am zis, wow, ce actriță, da. Ce actriță formidabilă. Acolo am luat prima oară legătură cu televiziunea, acum 15, la Antena 16 1. Ani. La Antena 1 am debutat în matinal, de fapt, inițial era o emisiune registrată seara, am făcut un sezon, după care ne-au propus să facem matinalul și am făcut câțiva ani, după care ne-am mutat în altă televiziune. Eu în televiziune am intrat cheală. Erai rasă în cap. Da, eram rasă în cap și, și mă leagă atât de multe. Dar spune-ne și de ce, amintiri. Să afle telespectatorii acum. Eram tunsă zero pentru un spectacol de teatru pe care l-am făcut în Spania pentru România, special pentru Festivalul de Teatru de la Sibiu. E o poveste foarte frumoasă. La momentul în care m-am tuns, eram brunetă și aveam părul până la brâu. Țin minte că la momentul acela am fost în festival. Am fost pusă pe coperta calendarului Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Doamne, dar ce a fost în sufletul tău când te-ai ras în cap? Adică tu poți să scapi de părul ăla? A fost și aia o suferință undeva. Da, nu știu dacă a fost neapărat o suferință. Atât de mult mi-a plăcut proiectul. Da. Atât de mult am crezut în regizor, care este un geniu frumos și cu care îmi doresc să mai lucrez. Din păcate nu ne-am mai văzut de atunci. Locuiește în Spania, se numește Teodor Smeus Termin și în 5 zile am reușit să construim un spectacol fabulos cu care am obținut extrem de multe aprecieri și pentru un actor să primești aprecierea Breslei, din care faci parte, da. Este... superlativ. Da, la superlativ. Dar, Paula, câți ani sunt de când ai divorțat? 3 ani. 3 ani? Da. Acum mai ești în relație cu nașul? Da, cu Costel, da, cu Trofin, sigur că ce da. Ce face nașul? Face apropo bine. Apropo de canalul de știri unde ați lucrat împreună. Da, e un om absolut extraordinar, predă televiziune la Babeș-Bolyai, la universitate. Da. Este un om hâtru, un intelectual, un om fin, rasat. O să te mai măriți? Dacă o să se întâmple... Să găsești parteneruri și care să te și ceară direct. Nu exclud această posibilitate, adică dacă persoana va merita încrederea asta, da. De ce nu? Adică nu am acum, nu mi-am schimbat părerea despre căsnicie. Ea poate fi foarte frumoasă. La fel, în aceeași măsură în care poate fi la fel de și urâtă. Da. De noi depinde. Crezi că o să fie mai complicat pentru că o să trebuiască să atârne greu cumva și părerea fiicei tale? Ce e simplu pe lumea asta? Da. Nimic nu e simplu pe lumea asta. Noi le facem să fie complicate. Eu privesc lucrurile, pentru mine, tot ce... Dacă mână de om face, mână de om poate să desfacă. Așa că mie nu mi se par, eu nu pornesc cu nu înainte niciodată, cred că ăsta este unul dintre motoarele mele. Unul este curiozitatea, al doilea este ambiția, nu mă dau bătută niciodată, decât foarte, foarte rar, când într-adevăr este aproape imposibil sau imposibil de realizat. În rest, nu există, nu se poate. Și pentru anul ăsta? Pentru că ne aflăm la început de an, un gând, o dorință intensă, așa cum ești tu, pasională, focoasă, intensă.
Cum să fie anul ăsta, 2021, după ce am trecut, prin ce am trecut? Bine, încă nu s-a terminat. Să se termine cu nenorocirea asta care a cuprins planeta, asta este primul gând. Gândul meu principal și ce mă ține pe mine pe linia de plutire este recunoștința pentru tot ceea ce am, pentru ceea ce sunt. Mulțumesc divinității sau cui o fi acolo pentru ce s-a întâmplat în viața mea și pentru ce am obținut. Și sunt curioasă ce se va întâmpla mai departe. Da. Și l-am rugat odată pe Doamne, când eram într-o perioadă foarte grea, să mă ajute. Dacă nu pot să fac bine, atunci măcar să nu fac rău. Așa să fie, Paula, te îmbrățișez. Te îmbrățișez, toate cele bune. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica, de la ora 14. Toate cele bune!